Mă gândeam acum că nu toți oamenii au bani să cumpere cadouri în primul rând pentru ceilalți. Adică să te duci să iei așa pentru toată lumea câte ceva și mai sunt oameni care nu au pentru cine să cumpere cadouri, ceea ce mi se pare și mai rău. Adică toată treaba asta cu sărbătorile, pentru unii vine la pace și cu un fel de tristețe, cu, poate cu un pic de depresie. E un subiect sensibil și tocmai de aceea Ana Maria Ducuță este alături de noi să-l discutăm. Bună, Ana Maria! Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Știi cum se întâmplă pentru unii oameni să fie singuri de sărbători sau să se găsească într-un impas financiar? Să se fie despărțit de curând! Exact! Cunosc oameni care sunt în situații de genul ăsta. Da, și voiam să te întrebăm de ce se simt momentele astea triste mai puternic în perioada sărbătorilor. Noi oamenii avem pe parcursul vieții noastre o imagine despre cine ar trebui să fim și despre cum ne dorim să fie viața noastră. Imaginea respectivă este asociată în mintea noastră cu succesul, orice altă imagine o asociem cu eșecul, deși de foarte multe ori poți să ai o viață de succes într-un mod complet diferit față de ceea ce tu ți-ai imaginat. Sărbătorile sunt asociate prin definiție cu o anumită idee a împlinirii și a fericirii. Este un standard în care tu trebuie să te încadrezi dacă vrei să fii fericit. În momentul în care, de exemplu, ești o persoană singură, dar fericită de sărbători, tu nu te încadrezi în standard. Tu ieși practic din tipar. Te face asta un om nefericit? Nu. Dar cine spune că trebuie să fii nefericit dacă ești singur de sărbători? Practic, tot ceea ce este în jurul tău și cumva este hrănit artificial cu ideea că tu, ca ființă umană, ai neapărat nevoie să umpli locul gol de lângă tine ca să fii fericit, ceea ce este fals. Nu. Mai întâi eu am o conexiune cu un om, mai întâi există între noi, din punct de vedere emoțional, o legătură și mai apoi noi putem spune că suntem împreună. Dacă noi nu avem conexiune și tu ești în viața mea doar ca să umpli locul gol, suntem singuri în 2, în 3, în 4 și sunt foarte multe familii de oameni singuri în care fiecare are treaba lui, stă acolo în gândul lui, în emoția lui pe care nu o împărtășește, vin sărbătorile și acești oameni care au fost tot anul singuri sunt mai singuri de sărbători chiar în interiorul familiei lor. Da. Și despre cazurile astea nu vorbim. Vorbim despre oamenii care sunt despărțiți sau cărora poate le-a murit cineva și atunci, cum ai spus tu, nu mai au cui să facă un cadou. Însă, cea mai mare dramă pe care o poate trăi cineva nu este singurătatea atunci când efectiv fizic ești singur, ci este singurătatea atunci când locul de lângă tine este ocupat de cineva care te face să te simți singur. Unii dintre cei care trec printr-o astfel de depresie aleg de sărbători, în special, să se izoleze. E un lucru bun să faci asta? Este cea mai proastă idee să te izolezi. Este adevărat că tu ai nevoie ca ființă umană să ai perioade de timp în care te retragi un pic în tine, în sinea ta și evaluezi un pic lucrurile, relațiile tale. Însă, a te izola în momentul în care te simți trist, ce înseamnă? Că tu îți tai orice cale de acces către emoția, către sufletul și simțirea altui om. Altă persoană, că este vecinul tău, că bați la ușa vecinului, că ai făcut o prăjitură și îi spui: vecinule, mă simt trist singur de sărbători, uite ce am putut eu să gătesc. Că bați la ușa vecinului și îi spui: am văzut că aveți un copilaș mic, eu am predat limba engleză, acum sunt pensionară și am predat limba engleză în tinerețe, vreau să văd dacă pot să fac lecții cu acest copil, nu vă costă nimic. Este foarte important să ieși din carapace și să ceri ajutorul, să comunici cu oamenii de lângă tine. Mulți spun: eu nu mai am familie. Nu e nimic, familia ta pot să fie toți oamenii din imediata ta apropiere dacă tu te duci cu iubire către ei și dacă ai ceva să le oferi. De foarte multe ori noi oferim doar odată, dorind să primim și ca răspuns la ceea ce așteptăm ca cineva să ne, nu doar să ne ofere, dar să ne sprijine într-un anumit punct al vieții noastre. În momentul în care tu te duci și oferi ceva din sufletul tău, se întâmplă acest fenomen extraordinar. Îl trezești pe sufletul celuilalt. Emoția lui ce face? Îți dă ție o stare care nu doar că te scoate din depresie, dar anulează starea de singurătate. Nu vreau să se înțeleagă că oamenii care sunt în depresie nu trebuie să apeleze la ajutor specializat. Nu vreau să se înțeleagă că munca pe care tu o faci cu un terapeut nu este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci pentru tine, clar, dar trebuie să înțelegem că dincolo de terapia ta la psiholog, psihoterapeut, la orice formă de terapeut, tu ai nevoie să știi că trebuie să muncești la starea ta în fiecare zi ca să nu te simți singur în interiorul tău, în sufletul tău. Ana Maria, scuze, voiam doar să... Mie mi se pare că e foarte important mesajul ăsta. Deci, practic, că eu acum îmi dau seama de un lucru. Practic, în momentul în care ești singur și
tu zici că majoritatea oamenilor singuri zic, băi, lumea e nașpa, oamenii sunt răi, de-aia n-am niciun prieten, că sunt oamenii ăia. De fapt, tu zici că e ceva în tine și că tu poți să schimbi atitudinea față de oameni și schimbându-ți tu atitudinea, poți să nu mai fii singur, nu? Asta, da, eu asta starea, starea de singurătate este starea în care tu decizi că nimeni nu poate să ajungă la tine, la sufletul tău. Deci tu singur îți făceai chestia aia, tu ți-ai pus bariera și dacă tu decizi că nimeni din afara familiei tale nu mai poate vreodată să te facă fericit, asta se va întâmpla. Dacă tu decizi, dacă tu spui eu nu am copii, prin urmare eu nu o să pot niciodată să trăiesc bucuria de a fi părinte, asta este fals. Sunt atât de mulți copii care au nevoie, nu doar de ajutor, dar și de afecțiunea ta. Tu te simți exact așa cum ai nevoie să te simți, exact în clipa în care te implici emoțional. Fără implicare emoțională nu se iese din starea de singurătate și de tristețe. Starea de singurătate poate fi impusă, uite, în cazul în care te desparți, da, ești într-o relație fix înainte de sărbători. Cum faci tu să gestionezi acea suferință? Primul... Există o suferință? Da, există. Primul lucru, acceptă-ți emoția, nu o nega. Nu trebuie să fugi de trăirea ta. Ești singur de sărbători. Ți-ai fi dorit să fii cu cineva? Corect, ți-ai fi dorit. Dar asta nu se întâmplă. Bun. Haideți să vedem de acum, din etapa asta în care ești, ce poți să faci, nu cu ce ți-ai fi dorit tu să se întâmple, cu ce ai la îndemână astăzi. Pentru că dacă renunți la idealuri și la așteptări, și vin momentul prezent, descoperi care sunt soluțiile. Uită-te în jurul tău, oamenii care te iubesc. Există o persoană, există două persoane care te iubesc, du-te acolo. Este mamaia și este tataie din fundul țării, de la capătul țării, te duci acolo, la ei. Le spui oamenilor care te iubesc, vă iubesc, te iubesc. Este foarte important să ai acest schimb de cuvinte care sunt de-a dreptul vindecătoare. În următorul rând, trebuie să îți faci un program care pe tine să te țină într-o stare, da, ocupat, dar ocupat într-un mod în care sufletul tău se simte bine. Deci nu doar ocupat, că ok, mă duc la cumpărături de dimineață până seara. Nu. Trebuie să fii ocupat într-un mod interactiv, din care tu îți iei validare, dar o formă de validare sănătoasă. La modul că fie faci o activitate care are legătură cu un har, cu un talent, cu ceva ce tu știi să faci, fiecare om de pe lumea asta știe să facă ceva, e bun la ceva, fiecare dintre noi. Fie găsești o modalitate de a te deschide emoțional în fața cuiva, de a asculta o persoană care are nevoie de ajutorul tău. Toate aceste gesturi... Bine, ține de ce spuneai mai devreme, practic, să leagă de atitudinea noastră vis-a-vis de exterior. Dar eu aș vrea să aflu de la tine, Ana Maria, practic, ce ar trebui să ne spunem noi, în interiorul nostru, în momentele în care ne simțim foarte, foarte vulnerabili. Să fii om înseamnă să fii vulnerabil. Vulnerabilitatea este... cea mai frumoasă întâlnire pe care tu o ai cu condiția ta umană și trebuie să te bucuri de ea. Să fii vulnerabil înseamnă să îți înțelegi emoția, mai mult să înțelegi care este misiunea ta în, nu doar în viața ta, dar și în viețile celorlalți. Și să fii vulnerabil mai înseamnă ceva, înseamnă că ești autentic, că ești adevărat. Și asta este un mare dar, pentru că sunt foarte mulți oameni care trăiesc în minciună față de propria persoană și care au tot timpul o mască în fața altor oameni. În clipa în care tu ești vulnerabil, înseamnă că tu ai dialog cu emoția ta. Înseamnă că tu îți dai voie, ok, să plângi când e să fii trist, să te bucuri când e să fii vesel, dar ești viu. Sunt foarte mulți oameni care sunt efectiv morți în trăire, în simțire și care doar supraviețuiesc fiecarei zile în parte. Și din momentul în care ți-ai dat seama că ești vulnerabil, apropo că vulnerabilitatea nu este o problemă, tu poți să-ți evaluezi slăbiciunile și să spui, eu am o slăbiciune față de oamenii toxici. Sunt singur de sărbători, poate că am avut doar parteneri toxici, că am ales oameni care mi-au făcut rău și acum sunt într-o etapă în care am spus așa, stop acestui tipar toxic, eu nu mai vreau să trăiesc această toxicitate. Și atenție că această singurătate este o formă de recuperare emoțională și este o formă de însănătoșire emoțională și nu este o pedeapsă și nu este o izolare și sunt foarte mulți oameni care găsesc adevăratele relații autentice după o bună perioadă de singurătate. Ce frumos. Eu, din ce am înțeles din discuție, ar trebui să fiu mai vulnerabil. Eu citesc curajul de a fi vulnerabil. Eu vreau să citesc și cartea de la tine, de vorbă cu mama. De vorbă cu mama, da. Am primit să ne acceptăm emoțiile pe care le simțim, să acceptăm frustrările că poate ni s-a întâmplat ceva ce nu ține de noi, să reușim în același timp să găsim una, două persoane care ne iubesc cu adevărat, să mergem într-acolo și dacă nu găsim, atunci măcar să fim deschiși emoțional către oameni din jurul nostru care poate au nevoie de ceva ce noi putem să oferim. Mulțumim frumos, Ana Maria! Mulțumim! Mulțumim. Foarte important să nu fugim de trăirile noastre. Da.